Suntem exact ca turma aia, gen du-te la abator, nici măcar nu întrebăm de ce. Tradiția e unul din lucrurile foarte importante și trebuie să respectăm tradiția. Ia uite ce avem noi aici. Băi, aveți așa ceva? Bă, cum e aia pe TikTok? Bă, dar voi aveți așa ceva? Să-mi dați follow pe TikTok dacă mi-ați dat acum. Continuăm tradiția și după cum vedeți am încondeiat o încondeiate handmade, adică mi-am dat silința aici, vă rog frumos. Și avem varianta full roșu, care reprezintă patim și din astea. Și apoi varianta cu model. Avem varianta handmade cu model. După cum vedeți, am pus și un J aici. J vine de la șmecherie, pentru că ăsta e ou mai șmecher care o să-l sparg pe ăsta. Sper. E o nouă artă, e un stil pe care îl brevetez acum. Și hai să vedem ce iese. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ok. Se pare că ou șmecher nu era chiar cel mai șmecher. Doamnelor și domnilor, la modă anul ăsta este oul roșu. Anul ăsta e diferit. Anul ăsta o să fie diferit. O să fie diferit pentru că urmează să renunț. Urmează să renunț pentru prima dată în viața mea la o bună parte din tradiția de sărbători. Și de asta simt că trebuie să mențin măcar o parte din ea în viață, într-o formă sau alta. În fiecare an din ultimii 25 de ani, eu am fost acasă de Paște. Am fost acasă la Craiova, am sărbătorit Paștele cu familia. Era unul din lucrurile favorite pe care să le fac, să pun cumva pauză la goana asta, la munca de zi cu zi, la rutina clasică, să sparg rutina asta, să mă duc acasă, să petrec timp cu familia, să petrec timp cu prietenii mei care veneau din alte țări înapoi acasă și ne întâlneam și petreceam timp cum petreceam pe vremuri. Te întorci la esența umană, eliberez creierul puțin. Dar acum, după un sfert de secol, vă dați seama, după un sfert de secol, pentru prima dată o să fac Paștele singur, fără nicio altă persoană, nu o să interacționez cu nicio altă persoană. E un record care probabil o să fie destul de greu de atins din nou, adică 25 de ani. Îmi pare rău că se întâmplă asta, dar sunt împăcat cu decizia, pentru că e decizia corectă, în sensul că e tot contextul ăsta cu pandemia și nu vreau să risc să merg acasă să mă îmbolnăvesc unul la mână și doi la mână poate să dau mai departe alor mei boala asta și mai mult decât atât, asta e regula generală. Asta e ceea ce trebuie să facem în momente de genul ca să nu regretăm mai apoi. Și ce mă enervează cel mai mult? Ce mă enervează e că în ciuda eforturilor pe care eu le fac și le fac și alți oameni ca mine, dar mai ales și cei care sunt pe frontul de luptă, să zicem așa, medicii și asistentele și toți oamenii care sunt direct afectați de treaba asta, din când în când apare o bombă de asta, mă, de vine să o iei razna, la modul că, cum ați văzut că s-a întâmplat cu biserica și cu lumina, că o să dăm voie oamenilor să meargă să ia lumină de la biserică. Adică când vii cu o știre de asta că lași oamenii să meargă să ia lumină, tot efortul ăsta de a ține, tot efortul oamenilor să le arunca la gunoi, anulat. Și pentru ce până la urmă? Și aici nu vreau să fiu înțeles greșit, pentru că nu judec religia sau spiritualitatea oamenilor de ideea de a lua lumină. Toată lumea are dreptul să creadă în ce vrea și cum vrea. La final nu e vorba despre credință sau lumină sau toate lucrurile astea. E vorba de bambiliciul ăsta cronic de curtea școlii pe care îl vedem în jurul nostru tot timpul. Și dacă nu aveți contextul cu ce s-a întâmplat de fapt, ceva ministru a încheiat un acord cu biserica că da, o să facem chestia asta, o să construim bomba asta biologică cu luatul de lumină și a doua zi președintele a venit și a zis că bă, stați puțin că nu e bine ce facem, după care și premierul a zis că bă, da, eu n-am înțeles prea bine ce s-a întâmplat de fapt și toată lumea a făcut ce trebuia de fapt, dar numai că nu s-au înțeles foarte bine. Nu e vina nimănui, lucrurile merg mai departe. Pentru că românul nu e de vină, românul nu iese în față să zică da, bă, eu sunt la vinovatul, eu am greșit. Blestemul nostru, blestemul nației române, pentru că noi nu știm să ne asumăm responsabilitatea. Vedem asta atât în oamenii care ne conduc, dar lucrurile astea sunt mult, mult mai jos în fiecare din noi, și în mine, și în tine, și în fiecare din noi. Noi nu avem cultura asta de a ne asuma responsabilitatea. Una din diferențele pe care le-am văzut lucrând afară, mergând și lucrând în Elveția, în Anglia sau în America,
diferență majoră între ei și noi e că ei știu ce înseamnă să-ți asumi responsabilitatea, știu ce înseamnă să fii responsabil de ceea ce faci, știu ce înseamnă să ți se dea ceva să faci și tu să fii responsabil, să duci chestia aia la capăt cât mai bine posibil, fără să aștepți neapărat să vină cineva să spună aici e bine, aici nu e bine, aici trebuie să faci așa, adică să nu execuți la comandă, să nu execuți precis ceea ce se cere, ci să fii tu, să te ducă puțin pe tine capul, să fii autonom ca să poți să rezolvi problema aia într-o soluție eficientă și mai ales să-ți asumi responsabilitatea pentru soluția pe care ai dat-o. Ai greșit, e vina ta. În România, dacă te uiți și în firme și în fel și fel de medii de lucru în care nu e în interes propria mea piele neapărat, fiecare e că, bă, n-am auzit foarte bine sau nu sunt numai eu responsabil de asta și cumva aruncăm, cum spuneam, bulgărele astea de responsabilitate ca de la unul la altul. Știți, poate ați văzut dacă lucrați că vine un mail, sunt 7 oameni în thread acolo și nimeni nu răspunde pentru că joacă la așteptare, joacă să răspundă celălalt, pentru că nimeni nu vrea să-și ia responsabilitatea. Și ăsta e păcatul pe care noi îl moștenim ca români și dacă ne gândim la mitologia biblică, că acest Iisus Hristos s-a răstignit pe el ca să salveze păcatele oamenilor, ne gândim că, bă, fiecare păcat are un preț, are un cost pe care trebuie să-l plătim și prețul pe care îl plătim cu asemenea decizii, cu asemenea lipsă de responsabilitate e viața noastră. Adică ne răstignim propriile vieți, ne răstignim propria societate ca să plătim păcatele pe care le avem moștenite și pe care nu le îndreptăm, pentru că nu putem să le îndreptăm, că nimeni nu vrea să își asume responsabilitatea îndreptării. Toate lucrurile astea pleacă din educație, pleacă din formarea pe care o avem ca oameni și că de mici nouă ni se spune că fă aia, fă aia, fă aia și nu știm să gândim cumva, nu avem o gândire critică construită din punctul ăsta de vedere, adică noi nu știm, de exemplu, să întrebăm de ce. Eu în școală nu mi se dădea șansa să întreb de ce. Am fost educat cumva de acasă să pot să am o gândire de asta, să întreb de ce, de ce, de ce, de ce facem, de ce învăț. Să trec dincolo de autoritatea profesorului, să întreb, bă, de ce învăț eu la fizică, de ce învăț la chimie, de ce învăț la informatică, de ce învăț toate lucrurile astea, cu ce mă ajută pe mine, doar pentru că îmi zice cineva trebuie să fac asta sau trebuie să trec puțin prin filtrul minții, să-mi dezvolt un filtru al minții și chiar nu știm să întrebăm de ce. Suntem exact ca turma aia, gen du-te la abator, nici măcar nu întrebăm de ce, pentru că trebuie. Alegem să lucrăm toată viața pentru alții, alegem să ne dăm ce avem mai prețios pentru altcineva, pentru că nu știm să întrebăm de ce, de ce facem asta, pentru că toată lumea din jur face asta. Dar de ce? De ce există chestia asta? E frustrant, e frustrant să văd treaba asta și e frustrant, e mai frustrant pentru că nici nu ai o soluție concretă. N-ai o soluție să zici că, bă, gata, de mâine faci ceva și singura cale în treaba asta e o educație. E o educație la nivel de masă, educație pe termen lung și sunt mici, poate mici eforturi din astea ca un video prin care poți să-ți spui oful în speranța că cineva rezonează cu tine și poate va schimba ceva sau va da mai departe aceleași idei. Te simți mic comparativ cu greutatea imensă. Dar aici e rolul fiecare dintre noi să ne aducem contribuția. Să ne aducem contribuția și cum mergem la vot să votăm și cum ar trebui să ne asumăm responsabilitatea votului. La fel ar trebui să votăm și să stăm în case, să ne asumăm responsabilitatea asta nu doar pentru noi, sănătatea noastră și a familiei noastre, dar pentru toată lumea. Și cred că de asta am vrut să fac video-ul ăsta, să-mi scot oful din mine și încerc să dau și eu încă un mesaj, dacă nu au fost destule pe internet până acum, prin care să zic că, bă, n-are rost să te duci la biserică, nu are rost să te duci la părinți, nu are rost să te duci la rude în perioada asta. Nu e ok. Cu tot respectul pentru credința fiecăruia și spiritualitatea fiecăruia, hai să nu spălăm păcatul ăsta responsabilității prin decizii inconștiente. Știți cum e? Spiritul contează, șmecheria e din tine, credința, spiritualitatea e în tine și paște fericit și gânduri și împăcare în suflet dacă vrei și să trecem cât mai curând peste perioada asta. Eu să-mi petrec, cum am spus, sărbătorile aici, singur, în garsonieră, pentru prima dată în 26 de ani. Adică fac un sacrificiu din punctul ăsta de vedere pentru că e util și pentru mine și pentru familie, dar și pentru societate. Sărbători fericite și ne auzim!